La Suceava, bomba epidemiologică a României, situația nu este deloc sub control, așa cum susțin autoritățile. O spune în exclusivitate pentru Mediafax medicul Mircea Dinu Bordiniuc. Se încearcă să se spună că totul este în regulă pentru a nu se panica populația și a nu se pierde capital electoral. Sunt în izolare la domiciliu, am înțeles că pacienți din spital sunt externați fără a fi retestați la sfârșitul perioadei de 14 zile și am zis că noi va trebui să ne întoarcem la serviciu fără a fi retestați pentru că nu sunt teste suficiente. Medicul de la Suceava spune că în realitate sunt mult mai multe decese cauzate de COVID-19 decât cele raportate oficial. Motivele, rezultatele târzii sau lipsa testării. Sunt pacienți care sunt testați și ulterior starea lor de sănătate se degradează și se decedează și la o zi, două, după vin rezultatele testelor care confirmă COVID pozitiv. Ori între timp, unii pacienți au fost deja preluați de familie și îngropați în condiții nepotrivite. În ciuda situației dezastroase, neregulile continuă la Suceava. S-au emis chiar două ordine pentru a chema la serviciu persoane din autoizolare. Domnul Tătaru, nu știu dacă este la curent cu această situație. Pacienții non-COVID, internați pe alte secții ale spitalului, au fost tratați de către persoane care ar fi trebuit să fie în izolare la domiciliu. Ministerul Sănătății nu a făcut niciun efort în sensul de a trimite personal suplimentar pe celelalte specialități, nu doar pe urgențe. La boli infecțioase, cel puțin, lucrează 6 medici, care toți 6 erau confirmați pozitiv și lucrau în felul în care puteau, de la domiciliu, prin telefon. Ieri, orașul Suceava și 8 localități învecinate au intrat în carantină totală.